Sunt conștient că atunci când este vorba despre Duhul Sfânt, sunt convins, dragii mei, că există foarte multe aspecte pe care noi, ca și credincioși, încercăm să le înțelegem. Cu atât mai mult cu cât ne confruntăm cu diferite opinii și cu diferite păreri. Pare-mi că am mai spus în biserica noastră că la un moment dat un teolog rus pe nume Paul Evdokimov a făcut o observație cât se poate de realistă și de bun simț. El a zis următorul aspect. Câtă vreme Scriptura este închisă în fața noastră, toată lumea suntem de acord. Toți suntem de acord că acesta este cuvântul Domnului, toți suntem de acord că, vorbesc de creștini, că este cuvântul inspirat de Duhul lui Dumnezeu. Și a zis, pe cât de multă este unanimitatea când avem Scriptura închisă, pe atât de mult, dragii mei, mai apoi ne separăm când se deschide Scriptura. Pentru că o interpretăm diferit, pentru că înțelegem diferit de multe ori, pentru că avem anumite puncte de vedere care nu coincid neapărat. Și sunt ferm convins că, mai ales într-o zi a cincizecimii, la Rusalii, sunt foarte mulți dintre dumneavoastră veniți din diferite medii și există foarte multe controverse, există foarte multe discuții în ceea ce privește lucrarea Duhului Sfânt. Dragii mei, un lucru care trebuie să ne intereseze când vine vorba despre lucrarea Duhului Sfânt, despre ceea ce înseamnă manifestarea Duhului Sfânt, cred că trebuie să fie autenticitatea. Într-o vreme a fake news-urilor, într-o vreme a copiilor, într-o vreme, dragii mei, a lucrurilor care sunt prezentate ca adevăr și sunt non-adevăruri, cred că e foarte important să înțelegem autenticitatea lucrării lui Dumnezeu și autenticitatea lucrării Duhului Sfânt. Însă, cum am putea să fie ok interpretativ în direcția aceasta? Dragii mei, Iisus Hristos face o afirmație foarte interesantă. Când vine vorba despre Duhul Sfânt, zice, trebuie să mă duc la cer pentru că El trebuie să vină. Și fiți atenți, când are să vină, o să facă cu tare, o să facă cu tare, o să facă cu tare. Dar știți ce mai face Duhul Sfânt? O caracteristică distinctivă a Duhului. Duhul Sfânt va face ceva și anume. Duhul Sfânt, dragii mei, spune versetul 14 din Ioan 16. Știți ce va face Duhul Sfânt? Știți cum putem să recunoaștem Duhul Sfânt într-o lucrare? Cum putem să recunoaștem Duhul Sfânt când spune cineva că face lucrarea lui Dumnezeu, că face lucrarea Duhului Sfânt, că este plin de Duhul Sfânt? Știți ce spune? El mă va proslăvi. Duhul lui Dumnezeu, dragii mei, întotdeauna îl va proslăvi pe Iisus. Și ascultați-mă, această lucrare, dragii mei, nu se va rezuma la a proslăvi oameni, ci la a proslăvi pe Dumnezeu. Putem să știm, ascultați-mă, dacă ai nevoie de un barometru, dacă ai nevoie de o unitate de măsură a autenticității Duhului Sfânt, a lucrării Duhului Sfânt, fie în viața cuiva, fie în lucrarea cuiva, ascultă-mă, un semn distinctiv este tocmai acesta. Prin lucrarea aceea, cine este slăvit? Sunt oamenii sau Iisus? El, spune Iisus Hristos, știți ce va face Duhul Sfânt? El mă va proslăvi. Vă duceți aminte în Faptele Apostolului capitolul 3 când spune Biblia că Petru era plin de Duhul Sfânt? Și spune cuvântul Domnului că e acel olog din naștere care este dus la poarta frumoasă a templului să fie pus să cerșească în fiecare zi. Și spune Biblia că cei doi, Petru și Icoan, se uită la el și le îi zice ceva în genul, uită-te la noi. Și ăsta se uită la ei și spera să capete ceva și a spus, fii atent, aur, argint nu avem, dar avem altceva mai bun. În numele lui Iisus Hristos din Nazaret, ridică spatul și umblă. Scoală-te! Și spune Biblia că l-au ridicat și ăsta a început, vindecat fiind de puterea Duhului Sfânt, a început să laude pe Dumnezeu. Imaginați-vă, dragii mei, că spune cuvântul Domnului că dintr-o dată s-au adunat o mulțime de oameni și au venit la Ioan și la Petru și toată lumea se uitau la cei doi. Și dintr-o dată, fiți atenți aspect distinctiv când e vorba despre lucrarea Duhului Sfânt și când persoana care face lucrarea Duhului Sfânt înțelege lucrul acesta. Spune cuvântul Domnului că a zis Petru, de ce vă uitați la noi? De ce vă uitați la noi? Nu noi am făcut asta. Cine a făcut-o asta? Iisus Hristos. Lucrarea aceasta, miracolul acesta, tot ce vedeți dumneavoastră supranatural în ceea ce s-a întâmplat în viața acestui om, cine l-a vindecat pe omul ăsta nu suntem noi. Nu e abilitatea noastră, nu-s darurile noastre, cine l-a vindecat pe omul acesta este Iisus Hristos. Știți de ce? Pentru că toată slava și toată gloria este lui Dumnezeu.
Ascultă-mă, dacă ai nevoie să-ți confirmi dacă ceva este autentic, dacă o anumită lucrare, dacă o anumită persoană care pretinde că face ceva, ascultă-mă, un semn distinctiv este nu neapărat în manifestare, ci ascultă-mă, în proclamare și în cine este proslăvit prin lucrarea aceea și întotdeauna, dragii mei, trebuie să fie Iisus Hristos. De aceea, ascultați-mă, nu trebuie să exagerăm rolul oamenilor în lucrarea lui Dumnezeu, ci noi, dragii mei, trebuie să maximizăm întotdeauna importanța Duhului Dumnezeu și pe Iisus Hristos. De aceea nu avem voie să deturnăm atenția, dragii mei, de exemplu, de la cel care dă darurile spre cei care administrează darurile. E foarte important să-L proclamăm, să-L glorificăm pe Iisus Hristos întotdeauna. Mai mult de atât, dragii mei, sunt fer convins, dragii mei, că sunt foarte mulți oameni pentru că au anumite îndoieli, pentru că au anumite doză de scepticism, au experiențe nefericite, au auzit în stânga și dreapta și există o anumită frică, o anumită, dacă vreți, reținere în ceea ce privește lucrarea Duhului Sfânt. Și unii merg până acolo cât merg într-o dimensiune a ignoranței. La un moment dat, un pastor într-o mare biserică din Statele Unite ale Americii a avut un ciclu de predici intitulat în felul următor: Tatăl, Fiul și mai cine? Pentru că și-a dat seama, dragii mei, că oamenii din comunitatea respectivă ignoră cu nonșalanță ceea ce înseamnă Duhul Sfânt și persoana Duhului Sfânt. Dragii mei, noi trebuie să acordăm atenție acestei persoane numită Duhul Sfânt. Ziua 50.000, dragii mei, este o zi în care Duhul Sfânt, nu că n-a lucrat până atunci pe pământ, pentru că noi îl vedem de la începutul istoriei omenirii și nu numai, dar, dragii mei, El se manifestă, El intră în scenă, este prezentat de către Hristos și mai apoi intră pe scena istoriei omenirii și a mântuirii, dragii mei. Însă cineva a spus atât de frumos, ascultați-mă, e un principiu interesant, a zis el așa: Duhul Sfânt niciodată nu va face o diferență în viața oamenilor care sunt indiferenți față de Duhul Domnului. Niciodată să nu te aștepți la lucruri care să se schimbe în viața ta, să nu te aștepți ca anumite lucruri să se schimbe, să fie o diferență în viața ta câtă vreme ești indiferent față de Duhul lui Dumnezeu. Ajută-ne, Domnul, dragii mei, să fim în privința aceasta foarte înțelepți și să fim foarte, foarte conectați la ceea ce ne vorbește Scriptura. Dragii mei, în Ioan 16 și în Fapte 2 se vorbește despre o promisiune și mai apoi despre împlinirea acestei promisiuni. Iisus Hristos spune, ascultați-mă, eu mă duc la cer, eu mă voi duce la Tatăl, dar fiți atenți, n-am să vă las singuri, ci îi nevoie să mă duc, pentru că dacă nu mă duc eu, n-o să vină cine? Nu o să vină Mângâietorul. E foarte interesant aici, Mântuitorul vorbește despre Mângâietor, dragii mei. Și spune așa, trebuie să vină Mângâietorul. Trebuie să vină Duhul Adevărului. E mare nevoie ca Duhul să vină. Acum, dragii mei, haideți să ne uităm în cuvântul Domnului. De ce a trebuit Duhul Sfânt să vină pe pământ? De ce a trebuit să fie trimis Duhul Sfânt pe pământ? Pentru că spune, dacă mă duc la Tatăl, voi trimite Duhul. Dacă mă duc la Tatăl, voi trimite Duhul. Dragii mei, Duhul Domnului a fost trimis pe pământ pentru că, ascultați-mă, e un prim argument acesta. Iisus s-a înălțat la cer. Este, dacă vreți, este logica lucrării mântuirii, a istoriei mântuirii. Domnul Iisus Hristos a fost fizic 3 ani și jumătate pe acest pământ și a venit, dragii mei, s-a născut, a avut o activitate publică mesianică, a murit pe cruce, a înviat și mai apoi s-a înălțat la cer. Și, dragii mei, Iisus Hristos, când s-a înălțat la cer, Duhul Sfânt, așa cum a promis, așa cum a făgăduit, pentru că Dumnezeu ce spune, face, spune cuvântul Domnului că l-a trimis pe pământ pe Duhul Sfânt. Duhul Sfânt, dragii mei, a fost trimis pe pământ pentru că Hristos s-a înălțat la cer. Dar acum, de foarte multe ori ne întrebăm și probabil că s-au întrebat ucenicii, Doamne Iisuse, dar nu-i mai fain să rămâi cu noi? Mai ales acum că ai și înviat, mai ales acum că se întâmplă din nou miracole, mai ales acum că toată lumea vorbește despre tine. Noi vrem să rămâi cu noi. Noi de foarte multe ori, dragii mei, suntem precum Maria Magdalena în ziua învierii, când îl ne prindem de picioare lui Iisus și nu mai vrem să lăsăm. Și de ce? Pentru că am vrea să stăm în dimensiunea asta cu El. Și totuși Hristos spune, ascultați-mă, eu trebuie să mă duc, e de folos să mă duc. Eu trebuie să mă nasc la cer, pentru că dacă nu mă duc eu, nu vine Duhul Sfânt. Și există un pastor și un teolog pe care l-am citit cu foarte mult, Nesaz John Bivir, care are o carte superbă despre lucrarea Duhului Sfânt și numai și studii biblice. Și vreau să vă spun un argument al lui foarte fain pe care l-a prezentat în această carte. Auziți, dacă Iisus ar fi alocat 14 ore pe zi întâlnirii cu oamenii, un minut, deci dacă în agenda lui foarte aglomerată Iisus ar fi spune, ok, vreau să dau o audiență publică oamenilor, un minut, vreme de 14 ore, ar fi reușit să vorbească într-o zi cu 840 de oameni. Ar fi fost mai apoi nevoie de 3 ani și 2 luni de zile, 1190, mă rog, de zile, ca să stea de vorbă cu 1 milion de oameni. Timp de un minut.
sau 2 milioane de ani pentru a sta de vorbă un minut cu peste 7 miliarde de oameni. Imposibil. Până îți venea rândul, te duceai. Și știi pentru ce s-a dus Hristos, dragii mei, la cer? Pentru că din punct de vedere fizic, cât era în trup aici pe pământ, fizic era limitat, nu putea să stea de vorbă cu toți. Când s-a înălțat la cer, dragii mei, și s-a coborât prin Duhul Sfânt, pentru că El spune aici, în Ioan 16:16, peste puțină vreme nu mă veți vedea, apoi iarăși peste puțină vreme mă veți vedea. El s-a coborât, dragii mei, prin Duhul Sfânt și are acces la fiecare dintre noi. Și poate să stea cu tine aici în România, în Oradea, poate să stea și cu cei din America de Sud, poate să stea și cu cei din Africa în același timp, pentru că Duhul Sfânt, dragii mei, lucrează global, binecuvântat să fie Dumnezeu. De ce s-a dus Hristos la cer, dragii mei, să ne trimită Duhul Sfânt? Pentru că Hristos nu s-a dus, dragii mei, să stea în cer. Hristos nu s-a dus să-și ia concediu în cer. Hristos, dragii mei, s-a dus ca în cer, dragii mei, să slujească pe mai departe. Și știți ce face Hristos în cer? Fiți atenți. 1 Ioan capitolul 2 cu 1 la 2. Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl ce? Ce avem la Tatăl? Unde a mers Iisus? Mă duc la Tatăl. Ce avem la Tatăl? Fiți atenți. Un mijlocitor, pe Iisus Hristos cel neprihănit. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru păcatele noastre, ci pentru ale întregii lumi. Cine este mijlocitorul? Este Iisus Hristos. Ce face? Mijlocește. Mijlocește pentru mine? Mijlocește pentru tine. Probabil că de foarte multe ori sunt oameni care experimentează sentimente grele de singurătate și spun că n-am pe nimeni, frate. Toți m-au părăsit, n-am pe nimeni, singurătatea mă omoară. Dă-mi voie să spun ceva. Poate că nu ai pe nimeni pe pământ. Hai să spun ceva, ai pe cineva în cer. Ai pe cineva în cer. Și acel ceva care este în cer și cineva care este în cer este Iisus Hristos, Domnul. Știi ce face? Mijlocește pentru tine. Hristos, dragii mei, rostește numele tău la Tatăl. Iisus Hristos a spus, dragii mei, că este un păsor care își cunoaște oile cum? Pe nume. Și ascultați-mă, vorbește cu ele. Dar nu numai că vorbește cu ele, ci vorbește și despre ele la Tatăl. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Pentru că, dragii mei, e așa de important să înțelegem. Când Hristos, dragii mei, s-a înălțat la cer, Duhul Sfânt a fost trimis pe pământ. Dar există o conlucrare. Hristos lucrează pe pământ, Hristos lucrează în cer pentru noi. Și ascultați-mă, s-a dus nu să stea, ci să mijlocească și să mai facă un lucru. Să pregătească ce? Un loc. Să pregătească un loc. Ca acolo unde suntem noi, să fie și El, să fim și noi împreună cu El. Acum, dragii mei, când Duhul Sfânt s-a coborât pe pământ, știți ce face Duhul Sfânt? Duhul Sfânt, dragii mei, ne ajută să continuăm ceea ce a început Iisus. Duhul Sfânt de 2000 de ani, dragii mei, continuă ceea ce Iisus a început. Cartea Faptele Apostolilor, supranumită și Faptele Duhului Sfânt, cartea preferată a penticostalilor, dacă nu știați, notați-vă asta. Și dacă ești penticostal și n-ai citit Faptele Apostolilor, nu existi. În Faptele Apostolilor, capitolul 1, dragii mei, vă rog să fiți atenți cum începe. Teofile, în cea din tâi carte a mea, e vorba aici de Evanghelistul Luca, scrie codificat aici. Evanghelistul după Luca, în cea din tâi carte a mea am vorbit despre tot ce a început. Ce a făcut Iisus? A început. Să facă și să învețe pe oameni de la început și până în ziua în care s-a înălțat la cer, după ce prin Duhul Sfânt dăduse poruncile sale apostolilor pe care le sese. Foarte interesant, dragii mei, așa începe Cartea Faptele Apostolilor, despre Iisus care a început să facă ceva. Și ce face Duhul Sfânt? Duhul Sfânt, dragii mei, continuă ceea ce Iisus a început să facă. Binecuvântat să fie Dumnezeu. E foarte interesant că din tot canonul Noului Testament sunt doar două cărți care nu se încheie cu amin. Faptele Apostolilor și Iacov nu se încheie cu amin. De ce? Pentru că e de lucru. Pentru că după Faptele Apostolilor trebuie să vină Faptele Bisericii Primare, post-primare, trebuie să vină Faptele Bisericii Contemporane. Pentru că, dragii mei, Duhul Sfânt și ce face? Continuă să lucreze pe pământ. Continuă să lucreze în viețile acestor oameni, uitați-vă astăzi aici. Continuă să lucreze în casa ta, continuă să lucreze în familia ta, continuă să lucreze în biserică. Pentru că, dragii mei, Duhul Sfânt continuă ce a început Iisus Hristos să facă. Duhul Sfânt, dragii mei, ne oferă prezență, ne oferă plan, ne oferă putere. În Fapte 1 cu 8, voi veți primi ce? Voi veți primi o putere când se va coborâ Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului.
Duhul Sfânt, dragii mei, ne ajută să continuăm. Noi, dragii mei, ca persoane individuale, dar cu atât mai mult în domeniul comunității. Pentru că noi suntem chemați să continuăm ce a făcut Iisus Hristos, dar avem nevoie de putere, avem nevoie de plan și avem nevoie, dragii mei, uitați-vă, dragii mei, de puterea aceasta lui Dumnezeu. De aceste trei dimensiuni avem mare nevoie. Probabil că v-am mai spus în biserică, sunt un pasionat de alpinism, doar să mă uit. Greu, tot mai greu urc. Vârsta, durerile de spate, lenea, trebuie să recunosc câteodată. Da. Dar îmi place să mă uit și cred că am un hard disk aici în mintea mea despre mari cățărători montan, despre marile recorduri, despre cei care au urcat prima dată pe Everest, pe K2, mă rog. Și să știți că avem un român. Numele lui este Horia Colibășanu. E unul dintre cei mai mari alpiniști din lume. Bă, românii sunt buni, nu doar la fotbal, mai puțin aseară, dar... Deci există și alpiniști în România. Și avem un alpinist timișorean care culme medic stomatolog. Eu m-am gândit că poate vrea să fac o programare să vorbesc despre Everest, așa în timp ce... Dar Horia Colibășanu, de ce vă spun că este unul dintre cei mai mari alpiniști, nu doar din România, ci din lume? Pentru că omul ăsta urcă vârfuri de peste 8.000 de metri altitudine. Sunt 14 vârfuri peste 8.000 de metri altitudine. Omul acesta a urcat până acum 11 vârfuri. Acum, în timp ce noi suntem aici, în Nepal, pregătește a 12-a ascensiune pe un vârf de peste 8.000 de metri. Acum, l-au întrebat într-un podcast, ca să-ți la modă în vogă podcasturile acum, l-au întrebat cineva, domnule, zic, care e secretul succesului? Că toți ne interesează asta. Cum reușești? Și Horia Colibășanu a zis așa, trei lucruri mă definesc și definesc performanța mea. O zis, secretul succesului meu înseamnă în primul rând putere și ca să am putere trebuie să mă antrenez. În fiecare zi și după ce ies de la cabinet și după ce muncesc, alerg 2-3 ore, cum prind o fereastră, mă duc și mă antrenez pentru că am nevoie de putere, de rezistență. Mai apoi zice, când e vorba de a escalada un vârf, de exemplu, cel mai greu de escaladat vârf din lume nu este Everestul, ci este K2 din Pakistan, al doilea vârf ca înălțime. 1611 metri. V-am spus că știu. A zis așa, am nevoie de un plan. Și trebuie să-mi fac un plan minuțios. Inclusiv cu hartă, cu meteorologi, cu rute, trebuie să calculez la milimetru proviziile, unde îmi instalez taberele. Și a zis așa. Dar lucrul cel mai important, spune el, pe lângă pregătire, pe lângă puterea aceasta, pe lângă plan, am nevoie de persoane care să mă încurajeze. O zis, am un telefon prin satelit și în cele mai grele momente ale ascensiunii mele, când simt că nu mai pot, când îmi vine să renunț, când îmi vine să găsesc fel și fel de scuze să mă întorc, o zis, o sun pe nevastă mea, șefa. Și aia, ce să faci? Tu ce, du-te înainte. Și o zis, soția mea, zice, momentele cele mai grele, e persoana cu care vorbesc. Dom'le, când înțeleg o predică, să vezi cum mă duc și până în vârf. Dar a zis, am nevoie cel mai important de o persoană. Oameni buni, fiecare dintre noi spiritual suntem într-o ascensiune. Pornim din valea asta păcatului și urcăm pe muntele credinței, dar avem nevoie de putere și puterea de Duhul Sfânt. Avem nevoie de un plan. E Iudeia, spune Ierusalim, Iudeia, Samaria, marginile pământului, este planul. Dar mai mult de atât, ai nevoie de o persoană. Duhul Sfânt este o persoană care ți este alături. Binecuvântat să fie Dumnezeu. De ce a fost trimis Duhul Sfânt pe pământ mai apoi, dragii mei? Pentru a ridica oamenii de la pământ. Duhul Sfânt, dragii mei, a fost trimis pe pământ nu doar pentru că Iisus s-a înălțat la cer, dar mai apoi, uitați-vă, pentru că trebuie să ridice oamenii de la pământ. Cum o face? Dacă este cineva, dragii mei, care ridică oamenii din căderile lor, din falimentele lor, din scăzămintele lor, acesta este Duhul Domnului. Știți cum o face? Cum ridică Duhul Domnului oamenii de la pământ? Noi suntem, dragii mei, și noi trăim într-o lume căzută. Într-o lume, dragii mei, a păcatului. În păcat, spune David, m-a zămislit mama mea. Și cu toții ne naștem în păcatul acesta adamic și trăim într-o lume căzută, într-o lume degradată. Dar ascultați-mă, Duhul Domnului tocmai pentru asta a fost trimis pe pământ ca să ne ridice de la pământ. Și cum ne ridică, dragii mei? Nu vorbesc aici doar fizic, vorbesc în primul rând spiritual. Duhul Domnului, dragii mei, ne ridică de la pământ, știți cum? Convingându-ne de starea noastră. Ăsta este primul lucru pe care îl face Duhul Domnului, ne convinge de starea noastră spirituală. În Ioan 16:8 spune Iisus Hristos, și când va veni El, știi ce va face Duhul Sfânt? Va dovedi lumea vinovată.
Și când va veni Duhul lui Dumnezeu, va dovedi lumea vinovată. Primul lucru pe care îl face Duhul lui Dumnezeu în viața unui om, îi deschide ochii, îl conștientizează că e păcătos, că e vinovat. Și că există soluție în același timp. Și spune acolo, dragii mei, Domnul Iisus Hristos despre că sunt trei dimensiuni ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. În ce privește păcatul, știți de ce, dragii mei? Pentru că toți suntem păcătoși, că toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. În ce privește neprihănirea, de ce punct de vedere? Nimeni dintre noi, dragii mei, nu este socotit neprihănit prin faptele lui. Poți să dai 10.000 de oameni de dolari donație, poți să ajuți, nu știu, foarte mulți oameni săraci, poți să faci ce vrei tu, să ai sindromul Becali, să ajuți pe toată lumea, dar ascultă-mă ce spun. Neprihănirea nu-i prin faptele tale. Neprihănirea, dragii mei, se obține printr-un singur aspect, printr-un act al credinței în cine? În Iisus Hristos. Duhul lui Dumnezeu, dragii mei, când îți vorbește, Duhul lui Dumnezeu când te confruntă, îți spune, știi ceva? Niciodată tu nu vei fi neprihănit prin faptele tale. Cine te face neprihănit este Iisus Hristos, pentru că Roman 5:1 spune cuvântul lui Dumnezeu, suntem socotiți neprihăniți. Cum? Prin ce? Prin credință. Suntem socotiți neprihăniți, nu prin fapte, ci prin credință în Iisus Hristos. Duhul Sfânt asta ne spune. Asta ne spune Duhul Domnului. De aia nu fi complexat că tu n-ai donat, că n-ai făcut, că n-ai avut puterea lucrătare, că n-ai faptele lucrătare. Ascultă-mă, Duhul lui Dumnezeu asta face, ne convinge de starea noastră. Cum? Vorbindu-ne despre păcat, despre neprihănire și mai apoi despre judecată. Spune că stăpânitorul lumea acestea, diavolul, este judecat. Și trebuie să fii atent că diavolul nu numai că va fi judecat, ce spune în Matei 25:41, apoi va zice celor de la stânga lui, duceți-vă de la mine blestemanților în focul cel veșnic care a fost pregătit cui? Diavolul și îngerilor lui. Va fi judecat și aruncat. Dar împreună cu el vor merge și toți cei care l-au urmat. Pentru că l-au ales pe el și nu pe Fiul lui Dumnezeu. Gândiți-vă, dragii mei, la miile de oameni care în ziua 50.000 s-au adunat să vadă ce s-a întâmplat în odaia de sus. Unii erau uimiți, alții confuzi, alții ironici, bă, ăștia s-au îmbătat. Dar ascultați-mă, după predica lui Petru, spune cuvântul lui Dumnezeu, și ce face Duhul Domnului? Le-a străpuns inima. Au rămas străpunși în inima lor. Și au zis, fraților, înainte râdeau de ei, dintr-o dată se identifică cum? Fraților. Și zice, pentru că asta face Duhul Domnului. Ce-i de făcut? Și Petru le spune, pocăiți-vă. Și mai apoi fiecare dintre voi să primească botezul și să primească darul Duhului Sfânt. Pentru că Duhul Sfânt știe ce face, te convinge de nevoia de a te pocăi. Cred că am spus în biserică odată asta. Am stat de vorbă la un moment dat cu un tânăr și mi-a povestit că el s-a întors la Dumnezeu. Ziua în care s-a pocăit a fost ziua în care a asistat la mormântarea propriului prieten. A zis, am crescut în biserică, ca mulți alții. Știam să fac figurații în biserică, știam să cânt în biserică, eram culmea în echipa de laudă și închinarea bisericii. Dar aveam o viață dublă. Duminică eram sfânt și sâmbăta eram celălalt. Sâmbăta în club, duminică în biserică. Și a zis, am dus-o așa și am crezut la un moment dat că pot să le separ. Că pot sâmbăta să fac ce vreau și duminica să joc un rol. Până într-o zi, când într-o sâmbătă, în timp ce frații din biserică credeau că ne ducem în misiune, am avut un accident, ne-am răsturnat cu mașina pe autostradă, prietenul meu cel mai bun a murit. Eu am scăpat miraculos, fără nicio zgârietură, eram la slujba lui de mormântare. Și-o zis, nici măcar atunci n-am fost mișcat nimic. Am zis, ok, s-a întâmplat, asta e, viața merge mai departe. Dar a zis, ceea ce m-a mișcat a fost un moment de străpungere. Efectiv, am să zic că se rupe totul. A fost momentul în care pastorul spunea despre prietenul meu și a zis, fratele cu tare, a fost un băiat credincios, a fost un băiat extraordinar, implicat, devotat. Uitați-vă, a murit mergând în lucrarea Domnului. Și a zis, ne vom vedea cu el în rai. Și în momentul în care a spus, ne vom vedea cu el în rai, am zis, care rai? Oamenii ăștia nu știu ce știu eu. Și când am conștientizat că mă voi duce și eu în iad. Fost momentul în care Duhul lui Dumnezeu m-a copleșit atât de puternic, am simțit nevoia să mă pocăiesc, să mă mărturisesc și să-mi schimb viața. Fost ziua în care viața mea s-a schimbat cu 180 de grade. La o singură expresie. Știți de ce? Pentru că asta face Duhul lui Dumnezeu.
Duhul lui Dumnezeu te convinge de nevoia de pocăință. Duhul lui Dumnezeu, dragii mei, știți ce face mai apoi? Îți schimbă starea spirituală. Voi erați, citea Corneliu aici, morți în greșelile și păcatele în care voastre, în care trăiați odinioară după mersul lumea acestea, după Domnul puterii văzduhului, dar Duhului care lucrează acum în fine ascultării. Și zice Pavel, întâi eram și noi odinioară, dar a făcut ceva Dumnezeu, ne-a schimbat. Ne-a schimbat nu doar statutul, dar ne-a schimbat și identitatea noastră spirituală. Dragii mei, știți ce a făcut păcatul? Păcatul, dragii mei, știți ce a făcut? A făcut trupului meu un mormânt practic. Știți ce face Hristos? A făcut din trupul meu un templu. Un templu al Duhului Sfânt. Știți ce spune, știți ce spune Apostolul Pavel în Corinteni? Nu știți că trupurile voastre sunt ce? Templele cui? Ale Duhului Sfânt. Dacă păcatul, dragii mei, a făcut din trupul meu un mormânt practic, Iisus Hristos, prin Duhul Sfânt, a făcut un templu din trupul meu. Și am o altă dimensiune pe care o înțeleg. Asta face Duhul lui Dumnezeu, dragii mei. De ce a fost trimis Iisus pe pământ, un al treilea lucru? A fost Duhul Sfânt pe pământ ca să dărâme, dragii mei, la pământ zidurile dintre oameni. Ca să dărâme la pământ zidurile dintre oameni. A fost trimis, dragii mei, pentru că Iisus Hristos a înălțat la cer. A fost trimis mai apoi pe pământ pentru a ridica oamenii de la pământ. Oamenii căzuți în păcate, oamenii care trebuie conștientizați că trebuie să se pocăiască. Mai apoi, dragii mei, a fost trimis și de ce? Pentru ca să dărâme la pământ zidurile dintre oameni. Și un zid puternic care Duhul Domnului l-a dărâmat și îl dărâmă, dragii mei, când intră în viața unui om, este zidul preconcepțiilor. Vă rog să vă uitați la zidul preconcepțiilor. Spune cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, în Faptele Apostolului, capitolul 10, că era Petru la un moment dat undeva într-o cetate și se odihnea. Și are o vedenie, are o revelație în care Duhul lui Dumnezeu, știți, cu masa aceea, cu fața aceea de masă, în care au tot felul de bucate și de animale. Și spune, taie și mănâncă, Josef Petru, Doamne ferește, Josef, vreau niciodată, eu mănânc numai coșer, eu niciodată nu mi-am spurcat. Și spune el, vocea aceea a Duhului Sfânt, ceea ce eu, Dumnezeu, am sfințit să nu mi-am spurcat. Și spune Biblia că apar niște oameni trimiși de la un Corneliu, sutaș, și au zis, vrem să vii până la noi. Și Duhul Sfânt îi spune, du-te. Și spune Biblia că Petru s-a dus însoțit de niște evrei și s-a dus în casa lui Corneliu. Nici nu intra bine în casa lui Corneliu, ăsta era dintre neamuri. Fiți atenți, tranziția de la iudei la neamuri. Spune cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, că în momentul în care Petru intră acolo în casa lui Corneliu și începe să predice cuvântul Domnului, se întâmplă ceva. Fapte 10:44, vă rog să ascultați. Pe când rostea Petru cuvintele acestea, s-a coborât ce? S-a coborât cine? S-a coborât Duhul Sfânt peste toți cei ce ascultau cuvântul. Peste cine se coboară Duhul Sfânt? Peste cei care ascultă cuvântul. Pentru cei care ascultă cuvântul, pentru cei care se interesează de cuvântul, Dumnezeu zice că s-a coborât peste toți cei ce ascultau cuvântul, toți credincioșii tăiați împrejur, însă atenție, care veniseră cu Petru, au rămas uimiți. Când au văzut că darul Duhului Sfânt s-a vărsat și peste neamuri, căci îi auzeau vorbind în limbi și mărind pe Dumnezeu, atunci Petru a zis, se poate opri apa să nu fie botezat și aceștia? Care ce-au făcut? Au primit Duhul Sfânt ca și noi. Până atunci, dragii mei, Petru, ascultați-mă cu toată revelația care a avut-o, Petru credea că Duhul Sfânt e numai pentru evrei, credea că mântuirea e numai pentru Israel. Uita de marginile pământului, a zis, aci bine în Ierusalim, aci bine în Iudeia, Samaria, mai vedem. Dar nu, Duhul Sfânt e pentru noi și dintr-o dată șocul pe care îl are Petru și cei care îl însoțesc este, dragii mei, că Duhul Sfânt trece barierele, trece barierele confesionale, trece barierele etnice, trece barierele sociale, pentru că Duhul Sfânt, dragii mei, este pentru toți. Duhul Sfânt se revarsă peste toți cei care îl vor, peste cei care ascultă cuvântul lui Dumnezeu. Dacă vrei să primești Duhul Sfânt, ascultă de cuvântul lui Dumnezeu, fiind în supunere față de Dumnezeu și vei experimenta lucrul acesta. Un alt zid, dragii mei, pe care îl dărâmă Duhul Sfânt când se coboară, uitați-vă, e zidul individualismului. E zidul individualismului. În 1 Corinteni 12:12 spune cuvântul Domnului în felul următor, căci după cum trupul, zice, are mai multe modulare și după cum toate modularele trupului, măcar că sunt mai multe, sunt un singur trup, tot așa este și Hristos. Noi toți, zice, fiți atenți aici, noi toți, adică noi, și ăia cu școală, și ăia fără școală, și ăia bogați, și ăia sărași, și ăia sănătoși, și ăia bolnavi, toți, spune aici, noi toți, în adevăr, am fost botezați. De cine? De un singur Duh. Ca ce să facem? Care e scopul?
Frate, eu cred că Duhul Sfânt lucrează în viața mea să mă întorească, să fie cu mine, să-mi dea o viață mai bună pe pământ, să fiu mai bogat, să fiu mai fericit, să dorm mai bine. Nu! Duhul Domnului, dragii mei, spune Biblia că noi toți am fost botezați de un singur Duh și aici e vorba despre lucrarea de regenerare, naștere din nou, ca să alcătuim un singur trup. Fie iudei, fie greci, fie rov, fie slobos, fie toți, am fost adăbați dintr-un singur Duh. De ce? Ca să alcătuim ce? O comunitate! Să nu mai fim unul și una, ci să fim una în Hristos. Să existe unitate, dragii mei. Asta este lucrarea Duhului Sfânt. Unde există disensiune și dezbinare, Duhului Dumnezeu nu lucrează. Și Duhul Domnului, dragii mei, asta face. Dărâm acest zid al individualismului. Auzit de foarte multe ori expresia asta, zice, îl iubesc pe Domnul, dar pe ăla nu-l pot suporta. Iubesc pe Domnul, cred, dar eu cu el nu mă pot adu, eu cu el nu mă pot ruga, e sfățar nici, mă. Aia, cu aia, cu ăla, cu ăla, eu nu pot, cu ăla, dacă vine și ăla, eu nu vin. Jim Simbala, un om al Duhului Sfânt, a zis foarte clar și succint, ascultă-mă bine, nu poți să iubești capul bisericii, care e Hristos, dacă nu iubești trupul ei. Să nu spui că îl iubești pe Hristos, dacă nu iubești biserica. Să nu spui că îl iubești pe Domnul, de nu mai poți, dar tu nu vii la biserică. Să nu spui că ești plin de Duhul Sfânt în fața telenovelor turcești. Să nu spui că ești plin de Duhul Sfânt acasă, pe Facebook și pe TikTok, în timp ce biserica se închină. Să nu spui că îl iubești pe Domnul, dar tu nu-i suporți pe frați. Tu n-ai ochi să-l vezi pe cutare sau pe cutare. N-ai cum să iubești capul, e simplu, n-ai cum să spui că îl iubești, să iubești capul bisericii, care e Hristos, dacă nu iubești trupul bisericii, care sunt frații și surorile tale. Și sunt oamenii care alcătuiesc comunitatea vie a lui Dumnezeu. Dar știți ce mai dărâmă Duhul Sfânt, dragii mei? Dărâmă zidul, mai apoi, al indiferenței. Zidul intoleranței, zidul individualismului și mai apoi zidul indiferenței. Zidul indiferenței. Pentru că nu te lasă Duhul lui Dumnezeu, dragii mei, te pune în mișcare. Duhul lui Dumnezeu nu te lasă să fii insensibil. Și ce interesant, în Noul Testament, dragii mei, este consemnat următorul aspect. Iisus Hristos a avut 132 de interacțiuni cu oamenii directe. 132 de interacțiuni sunt consemnate în Biblie că Iisus a avut cu oamenii. Mă fiți atenți, ponderea. 6 din aceste 132 au avut loc în templu. 4 în sinagogă. Restul, 122 de interacțiuni ale lui Iisus cu oamenii. Știți unde au avut loc? Pe stradă? Acasă la ei? La ea bolnavi? La ea săraci? La vameși? La farisei? Prin casele lor? Știți de ce? Pentru că Hristos a căutat oamenii. Pentru că Hristos a venit, dragii mei, să mântuiască ceea ce era pierdut. Pentru că noi de foarte multe ori, dragii mei, nu stăm numai ci în sinagoga noastră, în templul nostru. Uitați-vă, cea mai mare parte a interacțiunii Hristos cu oamenii nu au avut loc în locurile consacrate, ci în locurile, uitați-vă, publice. Iisus caută, eu am venit să caut ce este pierdut. Pentru că Iisus, dragii mei, pe Iisus, asta ne interesează. Să vă spun un lucru care m-a marcat, l-am citit zilele acestea. Pe 16 septembrie 1976, undeva în capitala Armeniei, era în Uniunea Sovietică pe vremea aceea, în Erevan, un troleibuz a deviat cursul și s-a răstogolit undeva într-un lac, a rupt un parapet de la un pod și s-a scufundat în lacul Erevan, undeva la vreo 10-12 metri adâncime. Avem și fotografia asta de aici, da? Deci de pe pod o devia, se pare că șoferul a făcut un atac de cord și efectiv troleibuzul acela a deviat, a rupt parapetul și a intrat într-un lac, în lacul Erevan. Acum, dragii mei, în apropiere era acolo echipa olimpică a Uniunii Sovietice de not. Echipa de not. Printre ei era un notător de 23 de ani, cel mai bun notător al vremii, Saravaș Karapetian. Acum, omul ăsta când a văzut că troleibuzul ăla s-a căzut în lacul ăla, ei erau pe mal și notau. Nu mai sta pe gânduri, ci s-au dus direct spre troleibuzul ăla care se scufunda. Erau peste 90 de oameni acolo și au fost prinși ca într-o capcană. Și ce a făcut omul acesta, dragii mei? A făcut următorul lucru, fără să stea pe gânduri.
s-a scufundat în apele reci și tulburare lacului Revan de vreo 40 de ori, la un interval de 25 de secunde, încercând să scoată oameni care mureau înnecându-se. De 40 de ori, la interval de 25 de secunde, se ducea, încerca să-l scoată pe unul, îl ducea la mal, îl ducea înapoi. A scos, a reușit să scoată 37 de oameni din lacul acela. Dar știți ce s-a întâmplat? În urma acestui efort, dragii mei, monumental pe care l-a făcut, omul acesta a fost cel internat, pentru că la ultima intervenție atât au fost de obosit încât a luat un geamantan, a crezut că e om, l-a luat și l-a crezut că a salvat un om și a luat un geamantan, de fapt, din autobuz. Și ce s-a întâmplat cu omul acesta? A fost internat în spital aproape de o lună de zile. Când a fost în sfârșit externat, acest notator, Saravaș Carapetian, a revenit la antrenament, dar nu mai putea să dea randament. Rezistența lui fizică era deteriorată și în cele din urmă, acest notator de performanță a fost nevoit să renunțe la cariera lui sportivă. Nu mai putea să stea sub apă, avea o fobie de apă. Vreau să vă spun cine a fost omul ăsta sportiv. La 24 de ani s-a retras în urma acestui incident, culmea, salvând 37 de oameni de la o moarte sigură. La 24 de ani când s-a retras, a stabilit 11 la vremea respectivă, 11 recorduri mondiale la not, deținând 17 titluri de campionat mondial și 13 titluri de campionat european. L-avem și noi pe al nostru acum, pe Popovici. Nostru a fost ceva mai tare. Și-a terminat cariera la 24 de ani încercând să salveze viața unor oameni. A fost cât pe ce să moară. Și auziți, cel mai mare regret, omul ăsta, știți ce regretă cel mai mult? Cel mai mare regret al acestui notator până ziua de astăzi, știți care este? Vă citez. În timpul ultimei mele scufundări, am luat în brațe din greșeală un geamantan crezând că e un om. Aș mai fi putut salva o viață. Bagajul ăla încă mă bântuie în fiecare noapte. Mai puteam să salvez un om. Aș mai fi putut salva un om. Omul ăsta nu regretă faptul că și-a ratat cariera, că și-a terminat cariera. Știți ce îl macină? Îl macină faptul că nu mai putut salva încă un om. O salva 37 și-a zis, mai puteam unul. Duhul lui Dumnezeu, dragii mei, când s-a coborât pe acest pământ, a venit să salveze. Duhul lui Dumnezeu îi salvează și ascultă-mă, când Duhul lui Dumnezeu, dragii mei, este în noi, noi nu putem fi indiferenți. Nu poți să fii indiferent față de oameni care mor în păcat. Nu poți să fii indiferent față de oameni care se duc înspre sinucidere, înspre depresie, înspre oameni care se duc, dragii mei, din rău mai rău, când Duhul Domnului este în noi, pentru că Duhul Domnului a fost turnat în noi. Și pentru ce nu să fim noi satisfăcuți, să avem noi experiențe personale și manifestări? Duhul Domnului a venit, dragii mei, în noi, ca noi să fim o salvare pentru lumea aceasta prin Duhul Domnului. De aceea, dragii mei, mă rog din toată inima să înțelegem că Duhul Domnului a venit pe acest pământ și de ce a fost trimis, dragii mei, pentru ca să ridice oamenii de la pământ. Și ultimul lucru pe care vreau să subliniez și închei, a fost trimis pe pământ pentru că, dragii mei, fără El nu putem să ajungem în cer. De ce te-ar interesa Duhul Sfânt? De ce e importantă sărbătoarea cinzecimii? De ce sunt importante rosarii? De ce e important să citești în Biblie despre Duhul Domnului? Știți de ce? Pentru că, dragii mei, fără de Duhul Sfânt, și de ce l-a trimis Hristos pe Duhul Sfânt pe pământ? L-a trimis, dragii mei, pentru că fără de Duhul Sfânt noi nu putem să mergem în cer. Noi nu putem să ajungem în cer. Și, dragii mei, ca să ajungem în cer, ca să ajungem acolo unde Hristos ne-a chemat să fim, avem nevoie de comuniune cu El. Ai nevoie de comuniune cu Duhul Domnului. Dragii mei, Duhul lui Dumnezeu nu este doar ceea ce noi de foarte multe ori percepem prin analogie, că e o putere. Dăm voie să spun asta. Dacă o să vezi Duhul Sfânt ca pe o putere doar, vei avea tendința să te folosești de ea. Dacă o să-L privești însă pe Duhul Sfânt în primul rând ca pe o persoană, vei vrea să-L cunoști. Dacă e o putere, vrei să o folosești. Dacă e o persoană, vrei să o cunoști. Am un sfat și pentru cei care astăzi încheie legământ, încercați să-L cunoașteți mai mult pe Duhul Domnului. Am un sfat pentru toată biserica și pentru mine începând. Trebuie să căutăm să-L cunoaștem pe Duhul Domnului.
Trebuie să avem comuniune cu Duhul Domnului, trebuie să vorbim cu Dumnezeu, dragii mei. Duhul Sfânt este o persoană și n-am rost să vă argumentez doar teologic, că nu-i doar o putere, ci o persoană. Spune El să nu întristați pe cine? Pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu care a fost pe cetul lui. Să nu întristați pe Duhul Sfânt. Și ce am descoperit săptămâna asta? Ok, cum aș putea întrista pe Duhul Sfânt? Să fiu indiferent? Da. Cum aș putea? Ascultă-mă un aspect pe care l-am descoperit. Când eu sunt născut din nou, Duhul lui Dumnezeu intră în viața mea. Prin botezul cu Duhul Sfânt primesc putere. Dar ascultă-mă, Duhul lui Dumnezeu locuiește în mine. Pentru că am spus că Iisus Hristos face din trupurile noastre temple ale Duhului Sfânt. Da, Duhul Sfânt locuiește în mine. Dar ascultă-mă, Duhul Sfânt locuiește și în tine. Și spun un lucru. Când eu te jignesc pe tine, când eu te bârf, când te bârfesc de te rup, când eu zic, bă, lasă-mă pe ăla, să dă și la un spectacol la biserică. Du-te, mă, ăla n-are voce, ăla ce caută acolo, ce vrea ăla? Ascultă-mă, când eu judec pe cineva și când eu arac cu degetul și când eu defăimez pe cineva, știți ce înseamnă să întristezi printre altele pe Duhul Sfânt al Domnului? Știi că Duhul Sfânt e în el? E în mine, dar e și în tine. Și când eu te jignesc și când te ofensez, știi că îl întristezi pe Duhul Sfânt care e în tine? Așa că cred că ar trebui să fim mult mai cântăriți și mult mai ponderați în vorbele noastre. Doamne, ajută-ne să fim plini de Duhul Sfânt și în vorbire. Amen? Deci Duhul Sfânt nu lucrește doar în viața mea, ci lucrește și în viața altora. Și am nevoie de comuniune și am nevoie, ca să ajung în cer, am nevoie de comuniune cu Duhul Domnului. Dar am nevoie și de ce? Am nevoie și de călăuzirea Lui. Am nevoie de călăuzirea lui Dumnezeu. El vă va călăuzi, zice Iisus Hristos. Când va veni Duhul Sfânt, vă va călăuzi în ce? În tot adevărul. Doar în adevăr. Și în care adevăr ne va călăuzi? Cuvântul tău este adevărul. Te va călăuzi să înțelegi în primul rând Scriptura. Te va călăuzi să înțelegi circumstanțele vieții tale. Te va călăuzi să înțelegi consecințele faptelor tale. Te va călăuzi să înțelegi direcția pe care trebuie să mergi. În rugăciune, Duhul Domnului, dragii mei, ne călăuzește. Ne călăuzește mai apoi în deciziile noastre. Uitați-vă, dragii mei, Apostolul Pavel a fost plin de Duhul Sfânt. Noi de foarte multe ori, dragii mei, spunem, Doamne, umple-mă cu Duhul Sfânt. Și de foarte multe ori, noi, când vine vorba despre a fi umplut cu Duhul Sfânt, asociem imaginea din Ezechiel cu până la glezne, până la genunchi, până la brâu, după aia notăm și gata, ne umplem. E ca și cum, de foarte multe ori, dați-mi voi să vă dau exemplul ăsta, e ca și cum verificăm joja la ulei. Bă, cât ulei? A, mai trebuie băgat, mai trebuie completat. Ne-am golit. Și venim fiecare să ne măsurăm cât suntem de gol. Doamne, iarăși gol, iarăși s-o dus. De fapt, cred, dragii mei, că în primul rând și în primul rând, a fi umplut de Duhul Sfânt, știți cum poți să măsori? Nu prin gradația asta, nu după cum te simți, ci cât de mult te controlează Duhul Sfânt pe tine. Cât de mult te conduce Duhul Domnului, atât de umplut ești de Duhul Sfânt. Cât de mult te conduce Duhul Domnului și cât de mult te conduce firea pământească. Știți că suntem de un plus și de plin de Duhul Sfânt? Pe cât de mult suntem conduși de El. Firea vrea să stai acasă, Duhul te spune, du-te la spital și roagă-te pentru care. Du-te la 12 noapte când e las de rugăciune și pot la biserică, du-te și te roagă 2 ceasuri. Nu, nu, eu stau acasă, du-te. Duhul Domnului te conduce. Cât te conduce Duhul Sfânt, atât de plin ești de Duhul Sfânt. Ai nevoie de decizii, în decizii ai nevoie de puterea Duhului Sfânt. Bun, închei spunându-vă astăzi. Am urmărit în urmă cu ceva timp un interviu foarte interesant. Unul dintre cei mai prestigioși jurnaliști ai vremurilor noastre este Tucker Carlson din America. Omul ăsta are un canal pe YouTube și pe fostul Twitter. Are cel mai mare rating, cel mai urmărit jurnalist din lume. Și omul ăsta s-a dus în urmă cu un an de zile, s-a dus până în El Salvador, e o țară undeva în America Latină. S-a dus să ia interviu unui președinte. Suntem și noi în plină campanie de alegeri acum. Nu mai știm al câtea rundă, dar suntem acolo. Ei, dar s-a dus în El Salvador pentru că vreau neapărat să-l cunoască pe președintele acestei țări, și anume pe Nayib Bukele. Acum, ce special cu președintele ăsta? A avut 38 de ani în 2019 când a fost ales președinte. 38 de ani, m-am gândit, bă, am o șansă și eu. Și 38 de ani
A fost când a fost ales președinte. Dar acum, dragii mei, pe ce fond? Când el a fost ales președinte în 2019, El Salvador era țara, atenție, cu cea mai mare rată a criminalității din emisfera vestică și a doua din lume, după Papua Noua Guinee. A doua țară din lume ca rată a criminalității. Spunea, lunar erau omorâți vreo 35.000 de oameni pe stradă. Deci mai mari șanse aveai să fii omorât decât să scapi mergând pe stradă. Dezastru, pentru că acolo a activat una dintre cele mai mari grupări infracționale din lume, un gang, o bandă din asta, MS-13. Droguri care culmeau și sacrificii satanice, ritualuri satanice. Și au zis, ne-au distrus țara. Din anii 80 ăștia au pus stăpânire pe țară. O nenorocit, o terorizat, o criminalitatea la culme. Și au zis, Nayib Bukele, zice, au zis, am fost ales, șocant, nu știu de, am fost ales președinte la 38 de ani. În discursul lui inaugural au zis așa, am trei puncte. Am trei puncte să schimbăm țara. Și primul și cel mai important, restul nu contează, economia și alte mai vedem, dar primul și cel mai important, va trebui să căutăm înțelepciunea lui Dumnezeu. S-a uitat ăștia, poftim, ce președinte și începe discursul inaugural cu ce să faci? Va trebui să căutăm înțelepciunea lui Dumnezeu. Îndemn toți oamenii din El Salvador să puneți mâna pe Biblie. Noi la guvernul să avem în fiecare zi studiu biblic. Înainte să luăm decizii, înainte să intrăm, să vedem ce e de făcut, vrem să ne rugăm și să citim Biblia. Și ne rugăm ca Dumnezeu, ca Duhul lui Dumnezeu să ne lumineze, să ne inspire, pentru că trebuie să facem ceva cu țara asta. Și a zis, la câteva luni de zile, dragii mei, după asta, au pornit o operațiune de a curăța țara de banda aceasta, de MS-13. Au arestat în câteva luni de zile 70.000 de infractori. Au zis, ne-am așteptat la o dezlănțuire de crime, pentru că ăștia ucideau civil ca să pună presiune pe guvern. A fost o teroare câteva zile, au zis, am stat în Palatul Prezidențial, am chemat miniștrii și efectiv ne-am rugat. Efectiv ne-am rugat, că nu mai știam ce să facem. Au fost momente de cumpănă și au zis, dar și ce a făcut Dumnezeu? Dumnezeu a făcut un miracol, spunea acestui interviu și au zis să-l atacă Carlson, bă, zice acum, serios, tu ești primul președinte cu care stau de vorba asta și cu Putin o să stau cu toți, dar ești primul care l-aud vorbind că cel mai important lucru în mandatul lui prezidențial e Dumnezeu și călăuzirea lui Dumnezeu. Și au zis, avem nevoie de călăuzirea lui Dumnezeu. Aici, el, uitați-vă ce tânăr e. Ăsta e Tucker Carlson, puteți să urmăriți întregul interviu, îl găsiți pe YouTube. Dar știți ce m-a marcat? Au zis, ce s-a întâmplat? Au zis, e o minune. Au zis, fiți atenți, noi am conștientizat la un moment dat, zice, că nu e într-o luptă între guvern, între poliție și bandă. Ne-am conștientizat, zice, că e o luptă cu diavolul. Și noi am știut, zice, și pentru că eu sunt creștin practicant, zice, și membrii din guvernul meu, noi am știut, ne-am rugat și am posibil, noi am știut că singura noastră armă împotriva diavolului e Dumnezeu. Păi noi nu ne poate scăpa decât Dumnezeu. Și am strigat către Dumnezeu și am căutat înțelepciunea lui Dumnezeu. Și ce s-a întâmplat? Astăzi, dragii mei, El Salvador are cea mai mică rată a criminalității din întreaga emisferă vestică. În 6 ani de zile. În 6 ani de zile, au zis, e un miracol. Au zis, cum îți explici? Nu neapărat poliția, nu trupe, nu armament, în primul și în primul rând, faptul că în deciziile noastre l-am implicat pe Dumnezeu. Faptul că în deciziile noastre am chemat înțelepciunea lui Dumnezeu și Dumnezeu ne-a ajutat. Oameni buni, Duhul Sfânt e pe pământ. Duhul Sfânt, dragii mei, ne călăuzește în decizie. Duhul Sfânt ne călăuzește și ne conduce pe credete din pricina numelui Său. Vreau să spun ceva. În această zi, conștientizează mai mult cine este Dumnezeu. Conștientizează mai mult de ce ai nevoie de Duhul Dumnezeu. Ascultă, mai ai nevoie și avem nevoie de Duhul lui Dumnezeu. Pentru că, dragii mei, acest Duh Sfânt al Domnului, dragii mei, a fost trimis pe pământ. Pentru că Iisus a înălțat la cer și știi partea bună. Tu ești pe pământ, dar Hristos milocește în cer și într-o bună zi vom fi cu El. Lăudat să fie Domnul. Mai mult de atât, Duhul Sfânt, când a venit pe pământ, dragii mei, nu a venit să facă spectacol. Nu a venit, dragii mei, să ne uimească cu nu știu ce semne. Duhul Sfânt, când a venit pe acest pământ, dragii mei, a venit, ascultați-mă, nu neapărat pentru manifestare. Duhul Sfânt a venit pentru salvare. A venit, dragii mei, să ridice oamenii de la pământ. Duhul Sfânt s-a coborât pe acest pământ, dragii mei, ca să dărâme mai apoi la pământ zidurile dintre noi și preconcepții și indiferență, dragii mei, și fel și fel de prejudecăți. Mai mult de atât, Duhul Sfânt s-a coborât pe acest pământ, dragii mei, ca să ne ajute să ajungem în cer. Vreau să spun ceva, fără de Duhul Domnului nu o să ajungi niciodată în cer.
Avem nevoie de Duhul lui Dumnezeu. Și în această zi de 50 minute sărbătorim că suntem total dependenți de Duhul lui Dumnezeu. Avem nevoie de Duhul lui Dumnezeu. De aceea caută să-L cunoști. Ascultă-mă, Duhul Sfânt nu e o putere. Duhul Sfânt e o persoană pe care trebuie să o cunoști. Și această persoană are putere. Această persoană are un plan pentru viața ta. Această persoană are salvare pentru viața ta. În Duhul Domnului este putere. În Duhul Domnului este ridicare. În Duhul lui Dumnezeu este salvare. Vreau să ridicăm în picioare, pentru că vreau să vă provoc la o rugăciune. Vreau să te rogi în aceste momente, oameni buni, nu vreau să înțelegeți că suntem la o comemorare. Noi suntem, dragii mei, la o implicare spirituală în locul acesta. Noi nu sărbătorim ceva ce s-a întâmplat doar în urmă cu 2000 de ani. Noi mărturisim că astăzi aici Duhul Domnului lucrează. Uitați-vă, dragii mei, oamenii aceștia care astăzi îl mărturisesc pe Dumnezeu, nu sunt oameni perfecți, să ne înțelegem, dar sunt oameni în care Dumnezeu a început să lucreze. Dumnezeu schimbă viețile lor. Și, dragii mei, la fel și noi, sunt atâtea povești aici. Sunt atâția oameni care au fost la pământ, atâția oameni căzuți pe care Dumnezeu i-a ridicat, pentru că Duhul Domnului este viu, pentru că Duhul Domnului are putere. Nu știu cât ești de căzut, dar știu că Duhul Domnului te poate ridica astăzi. Iisus Hristos a zis, trebuie să vină. Dacă aș ști ce o să face când va veni, Iisus ne-a trimis Duhul Sfânt. E aici, e pe pământ, e cu noi, e noi. Haideți să ne rugăm și vreau să facem o rugăciune în aceste momente. Roagă-te, Domnule, Doamne, călăuzește-mă prin Duhul Sfânt. Doamne, convinge-mă prin Duhul Sfânt de nevoia mea de pocăință. Doamne, convinge-mă prin Duhul Tău ce sunt, că trebuie să-mi îndrept viața. Umple-mă cu Duhul Sfânt, botează-mă cu Duhul Sfânt, Doamne, dă-mi darul Duhului Sfânt. Eu vreau să experimentez, Doamne, tot ce Duhul Sfânt oferă. Eu nu vreau să iau doar o chestie, eu vreau totul, Doamne. Vreau tot ceea ce Tu mi oferi, vreau să primesc. Eu nu vreau procente, eu vreau totul, Doamne, pentru că Tu ești un Dumnezeu care dai cu mână largă. Duhule Sfinte, te rog, umple-ne în această zi. Duhule Sfinte, te rog, capacitează-ne, condu-ne, dă-ne viziune, dă-ne lumină, dă-ne înțelepciune. Să fie Duhul Domnului cu noi, să fie Duhul Domnului peste noi. Să fie Duhul Domnului în închinare, să fie Duhul Domnului în rugăciune, să fie Duhul Domnului în cântare, să fie Duhul Domnului cu tine la locul de muncă, în decizie, în inspirație, în reacție. Duhul Domnului să fie peste noi. Avem nevoie de Duhul Sfânt, oameni buni. Avem nevoie de Duhul Domnului în orice decizie. Avem nevoie de Duhul Domnului în orice direcție pe care trebuie să mergem. Și Duhul Domnului este aici cu noi. Și aș vrea să ne rugăm în aceste momente. Roagă-te Duhului Sfânt. Roagă-te în numele lui Iisus Hristos ca Duhul Sfânt să lucreze în viața asta.